Mă numesc Pascaliu Grumitru, sunt din Comuna Mader, Județul Suceava. Practic, olăritul. Olăritul tradițional glazurat, ceramica glazurată. Știți cum, noi din asta trăim. Au fost și hobby și... Dacă părinții mei au fost olari și bunicii, tot am crescut acolo. Era să lucra cumva acolo, era bucătărie, acolo era și... La început, o luam ca o joacă, așa pe piroată mă punea. Asta e piroată bucată, de așa că ai... Așa, după aceea, este așa argil, așa că... Un strat mai la fund de argilă, un fel de, probabil de punele și alea, mai cu timpul, s-a făcut un fel de... Dar am mult timp, eu îl cunosc. Punem la macerat. Wow, sunt moai, sunt... El e... Punem la macerat, să te ia o săptămână, cu cât stai mai mult, cu tanelin. Era frământat, calcat bine cu picioarele, mai bine e locul ăla, că așa noi trebuie încălpașeam bosul, adică o măsură de bos, de înot, care se depinde și o alăbire să facem. Pentru... Acum să începem să ascundem mânurile bine cu apă. Trebuie bine centrat aici pe centru. Asta e dacă și-am mai greu de învățat prima dată când m-am învățat. Era 14 ani și... de când stau piroate. Altfel așa, știți, tot mai luat într-o joacă, într-o... Hai, tata spunea, hai că pune-te acolo pe o farfurică, mă duc la târg, dau banii, să tăi dacă facem. A stimulat cumva așa. Și acum forma o avem în minte noi. Să finisăm prin afară, știți, că ea. Știți, na, vedem. Cam fiecare zonă are o formă de... La început am stat pirat acolo, stăteam așa, stricam, dar bine, că nu ieșea din prima, că stricam la oale până am reușit să fac. Și i-am făcut o leacă de model. Așa, și acum facem o tortiță.
putem să-i facem așa și o, cum se spune la noi, un fel de cioc de gălici, așa, ca să poată fi turnat ceva din ea, de exemplu. Eu sunt o cană de lapte, cum spuneam noi, de prins lapte. Să mai facem o formă de cozonat. La noi este, la Paște, se face o formă de babă, se cheamă, care numai în zona Bucovinei se face. Estetic, gospodinile, când pregătesc coșul de dus la biserică cu bucate, face și o păscuță de noi, care îi coaptă în formă de lusc. Foarte bun iasă, se coașe cozonacul, ca cum ar fi. Să vedeți aici, avem altă. Asta este numai în zona noastră. Aici o să vedeți la urmă că ea, soiul ăsta se zic așa, pentru ca să se coacă și în interior, ca nu să fie. Asta este capacelul pentru oliță. După și să lucrez la roatele, pun mai deoparte, așa, mai pe aici, pe undeva, nu tare aproape de sobă, până se întăresc. Ele încep să prindă întăriți. Vedeți? Asta așa. Asta după și sunt întăriți mai bine, deja semi uscate așa. Poți să-l mai pun mai deasupra sobe sau pot fi scoas afară la uscat dacă e soare, nu, când e după și... Dar trebuie foarte bine, foarte bine uscat înainte, fi pus la... Nu trebuie să mai aibă apă de loc în el. Mai pun de lângă sobe. Aici avem oale de fier sarmale. Aia de și capacel. Așa, vine cu capacel pus așa. Bag la cuptor, la rolă, pe frite, deci... Merge orul e la fier, la fiat, cum spune la noi. Mai avem oliță tot așa, mai mici tot de lapte, să la un litru, mai practic și care au și capacele așa. Sau s-a uscat. Deci ăsta deja acum îi aproape e uscat, terminat. Ăsta încă e, evident că se vede la culoare, că e mai închis un pic, e mai negru, deci nu e uscat bine. El când se usucă așa trebuie să ia. Și aici avem produsele finite, care după vă spuneam, după ce sunt uscate bine, se bagă la as, se dă cu glazură și se bagă la as. Să mergem la cuptorul de arsă. Vedem și acolo cum. Aici e cuptorul de arsă. Cuptorul trebuie împlut la capacitate, deci până nu pot arde pe jumate sau un sfert, neapărat trebuie cuptorul să fie plin. Întâi dau așa foc acolo încet, pe așa bag lemne de 1,5 metri, 2 metri, până trebuie să ajungă până am canal pe copii de sub, până acolo. Să le pătrundă cu tătul, să le cuprinde. Sună bun. O 15 ori trebuie arsă, până ea să ajungă la temperatura de 850.